Salut, sunt Cristi, bine v-am găsit la o nouă rețetă marca Bucătar Maniac. Vom găti penne arabiata, una dintre cele mai simple rețete de paste. În primul rând, punem 3 litri de apă la fiert, câte un litru pentru fiecare 100 de grame de paste. Adăugăm sare în apă și punem pastele când apa fierbe. Le fierbem exact 8 minute cât scrie pe pachet. Este foarte important ca pastele să fie de foarte bună calitate, iar cele de la Antonio Di Vaio conțin grâu dur și se fierb perfect. Curățăm 3-4 căței de usturoi și tăiem nu foarte mărunt. Apoi, procedăm la fel și cu ardei iute. Dacă vă place mai picant, puteți pune chiar 2. Într-o tigaie punem 2 linguri de ulei de măsline extra virgin. Punem ardei iute și usturoiul tocat mărunt și le călim 2 minute la foc mic. Mare atenție să nu ardeți usturoiul. Adăugăm și puțină sare. Avem nevoie de 4-5 roșii decojite, pot fi și din conservă, le tocăm mărunt și le adăugăm în tigaie. Amestecăm, apoi lăsăm să fiarbă totul 5 minute la foc mic. Secretul unor penne arabiata perfecte ca la un restaurant italian sunt ingredientele de foarte bună calitate, fie că vorbim de uleiul de măsline, de paste sau de roșii, așa că nu faceți compromisuri. Între timp pastele s-au fiert și le strecurăm. Apoi le punem direct în tigaie peste sos, fără să le spălăm cu apă rece, fără să le dăm cu ulei. Le amestecăm ușor și închidem focul. Apoi presărăm pătrunjel proaspăt tocat și le putem servi. Să nu uităm de parmezan, mie îmi place foarte mult parmezan. Poftă bună! Ne vedem data viitoare. Până atunci, dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați like și să vă abonați.